Stimați reprezentanți ai mass media, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru prezență la conferința de presă comună susținută de ministrul interimar al afacerilor externe și integrării europene Aureliu Ciocoi și președintele Comisiei Electorale Centrale Dorin Cimil pe tema organizării alegerilor parlamentare în străinătate. Pentru începutul conferinței de presă, niște aspecte organizatorice, oficialii vor face declarații din partea instituțiilor, după care vom demara sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă reamintim că această conferință de presă este transmisă în direct pe pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și colegii din mass media care doresc să adreseze online întrebări sunt bineveniți să o facă. Pentru început am o deosebită onoare să ofer cuvântul domnului Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar al Republicii Moldova. Da, vă mulțumesc, stimate domnule Vodă, stimate domnule președinte a Comisiei Electorale Centrale. Devine deja o tradiție bună aceste conferințe de presă comune între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Comisia Electorală Centrală în ceea ce privește organizarea scrutinilor sau prezidențiale sau în cazul acesta parlamentarilor anticipate. Diaspora Republicii Moldova, după cum cunoașteți, s-a prezentat într-un număr mare la alegerile prezidențiale din toamna trecută. Au fost o cifră surprinzătoare, inclusiv pentru Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, circa 260.000 de votanți în afara țării. Cu această ocazie, îmi face o deosebită plăcere să vă reamintesc că continuă procesul de înregistrare a cetățenilor noștri care se află în afara Republicii Moldova pe platforma de înregistrare online a Comisiei Electorale Centrale. Din câte cunosc, la ora actuală sunt deja înregistrați peste 91.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată profit de ocazie pentru a reitera astăzi mesajul nostru comun și sper că domnul președinte Cimil se va alătura. Ne dorim ca toți cetățenii Republicii Moldova care vor să își exercite în străinătate dreptul constituțional de vot să o poată face în condiții de siguranță cu respectarea normelor sanitare și de ordine publică din țările de reședință. Pentru buna organizare a votului în străinătate, noi, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, am demarat discuții permanente deja cu șefii misiunilor diplomatice și consulare ale țării noastre peste hotare și le-am cerut colegilor noștri din afară următoarele lucruri. Prima, să informeze și să solicite acordul preliminar al statelor gazdă privind deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul acestor state. Din câte cunoaștem, majoritatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și a oficiilor consulare au solicitat acceptul preliminar al statelor gazdă și a statelor de acreditare pentru permisiunea de a desfășura alegerile anticipate parlamentare din 11 iulie. 2. Să comunice numărul oficial și estimativ al cetățenilor moldoveni aflați în țările de acreditare a misiunilor diplomatice și în țările de reședință. Să consulte organizațiile din diasporă și liderii de opinie ai comunităților de moldoveni peste hotare privind repartizarea geografică a secțiilor de votare. 4. Să examineze și să evalueze logistica necesară asigurării procesului de votare în condițiile pandemiei COVID-19, precum și evaluarea riscurilor conexe. Un lucru principal pe care vreau să-l fac public cu această ocazie. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pornește de la înțelegerea faptului că numărul secțiilor de votare peste hotare nu poate fi mai mic decât cel din scrutinul prezidențial din noiembrie 2020. Tradițional, și asta cunoaștem cu toții, la alegerile prezidențiale mobilizarea electoratului este mult mai mare decât la scrutinele parlamentare. Totuși, Ministerul consideră necesar a lua în calcul posibilitatea dublării numărului secțiilor de votare acolo unde s-a votat peste 5.000 de persoane, unde a fost extins timpul de funcționare a secțiilor de votare sau unde au fost epuizate înainte de timpul sau înainte de închiderea secțiilor de votare, unde au fost epuizate buletinele de vot.
sistematizând informația care au primit-o Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la ambasade și oficiile consulare, am propus astăzi, într-un demers adresat președintelui Comisiei Electorale Centrale, deschiderea unui număr mai mare de secții de votare peste hotare. În procesul examinării propunerilor menționate, Ministerul a consultat unele organizații non-guvernamentale și formatori de opinie din țară și de peste hotare. Decizia finală, repet, aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale, singura autoritate care poate lua decizii în acest sens. Argumentele noastre sunt evidente, două puncte. În lume sunt avansate procesele de imunizare anti-COVID, scade vizibil intensitatea infectării pe fundalul implementării programelor naționale de imunizare, se apropie perioada estivală și, corespunzător, pronosticăm ridicarea graduală a restricțiilor, inclusiv restricțiilor de circulație în statele care au fost puternic afectate de pandemie. În ceea ce privește costurile, bugetul inițial calculat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru asigurarea alegerilor peste hotare se evaluează la ora actuală la 5,5 milioane lei. Această cifră a fost comunicată Comisiei Electorale Centrale și cuprinde numărul orientativ de secții de votare discutate inițial cu Comisia Electorală Centrală. În această ordine de idei, dacă numărul secțiilor de votare aprobate, care urmează a fi aprobat de CEC, va crește, evident că va fi necesar să se reevalueze impactul financiar, precum și impactul asupra logisticii organizării și gestionării acestor secții. În momentul formulării avizului final, potrivit codului electoral, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va reflecta toate elementele, inclusiv cel financiar și cel logistic. Profit din nou de această ocazie pentru a face un apel public către membrii diasporei. Rugăm să ajutați autoritățile, ambasadele din țările de reședință și cele din țările de acreditare pentru a completa componența birourilor electorale. În unele state vom avea nevoie de voluntari care ne vor ajuta pentru gestionarea organizată a fluxurilor de votanți. Mulțumesc pe această cale celor membri din diaspora care au asigurat buna desfășurare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020. Totodată fac un apel către diaspora, luând în considerație și dificultățile de ordin financiar cu care se confruntă Republica Moldova la ora actuală, am apreciat enorm de mult voluntariatul membrilor birourilor de votare, a secțiilor de votare, lucru care urmează a fi exclusiv benevol. Membrii diasporii care se vor înscrie pentru a deveni membri ai secțiilor de votare, a birourilor electorale, am apreciat enorm de mult dacă dânșii ar accepta să facă acest lucru pe principii benevole. Doresc să transmit mulțumiri și tuturor autorităților statelor unde avem misiuni diplomatice sau unde intenționăm să deschidem secții de votare, care pe fundalul pandemiei și restricțiilor din țările respective deja au reacționat pozitiv la solicitările noastre de organizare a procesului de vot. În ceea ce privește evoluțiile situațiilor epidemiologice din fiecare stat, Ministerul urmărește și analizează constant deciziile autorităților străine care pot limita funcționarea secțiilor de vot și pot afecta negativ exercitarea dreptului de vot și, în mod evident, vom informa neîntârziat Comisia Electorală Centrală și opinia publică. Am examinat și bunele practici în comunicarea noastră publică prin consultarea ambasadelor, diasporei, societății civile, misiunilor de observare și vom menține informarea operativă a societății despre procesul organizatoric, inclusiv pe platforma acestor conferințe de presă periodice. De asemenea, rog să urmăriți sursele oficiale și credibile de informare, paginile web ale Ministerului, ale Comisiei Electorale Centrale și a misiunilor noastre diplomatice, unde va fi prezentată informația actualizată
cu regularitate pentru a explica condițiile de votare și informațiile relevante pentru fiecare țară separat, astfel încât cetățenii să voteze în siguranță maximă. Stimate domnule președinte Comisiei Electorale Centrale, dați-mi voie cu această ocazie să închei cuvântul meu introductiv aici și îmi face o deosebită plăcere să vă transmit dumneavoastră microfonul. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule secretar general, stimați colegi, stimată mass media, vreau să menționez și eu că pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, preconizate pentru 11 iulie 2021, CEC a întreprins până la moment următoarele acțiuni în vederea organizării alegerilor, și anume a constituit circumscripția electorală numărul 38 pentru secțiile de votare constituite în străinătate, a fost constituit un consiliu electoral distinct cu sediu în municipiul Chișinău, care va asigura organizarea proceselor electorale pentru secțiile de votare constituite peste hotare. Până în anul 2019, această competență îi revenea Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Chișinău numărul 1. Până la data de 5 iunie, curent, CEC va decide organizarea și formarea secțiilor de votare din străinătate în baza criteriilor stabilite către codul electoral. Legislația electorală indică următoarele criterii pentru constituirea secțiilor de votare peste hotarele țării. În cazul alegerilor parlamentare, pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, se organizează una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor. Totodată, cu acordul autorităților competente ale țărilor respective, vor fi organizate secții de votare și în alte localități. Constituirea acestor secții de votare se stabilește către Comisia Electorală Centrală cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în baza a trei criterii. 1. Pe baza numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent organizat în circumscripția națională. 2. Pe baza înregistrării prealabile. 3. Pe baza informațiilor obținute către MAIE de la autoritățile competente ale țărilor de reședință a cetățenilor Republicii Moldova privind numărul acestora și locul aflării acestora. Ce date avem până astăzi, care le-am procesat și urmează să le comunicăm? Conform datelor deținute către CEC, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, în secțiile de vot deschise în afara țării s-au prezentat la urne 263.177 de alegători. Referitor la datele despre înregistrare prealabilă, termenul limită este 26 mai 2021, înregistrările pot fi făcute online pe pagina alegător.md sau pe suport de hârtie prin depunerea unei cereri semnate individual sau colectiv la CEC și sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova. Am anunțat că înregistrările făcute pentru scrutinile naționale precedente rămân a fi valabile, cu excepția cazurilor în care alegătorii intenționează să voteze într-o altă localitate în afara țării, unde vor fi deschise secții de votare. În aceste situații, alegătorii pot face modificări în datele prezentate anterior. Cum a comunicat și domnul prim-ministru, deci până în prezent avem înregistrare prealabile cifrate la circa 93.000 de persoane. Asta ținând cont de faptul că pentru alegerile prezidențiale au fost 60.000 de înregistrări. Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene prezentarea informațiilor ce vizează numărul cetățenilor cu drept de vot a Republicii Moldova aflați peste hotare și locul aflării acestora la nivel de localitate. Informația prezentată de minister va fi utilizată la estimarea numărului de cetățeni pentru fiecare localitate în care să fie organizate secții de votare. În context, apreciem și de această dată implicarea societății civile care a venit cu o notă de poziție cu privire la constituirea secțiilor de votare din străinătate. Imediat ce se va încheia procesul de înregistrare prealabilă, CEC va analiza toate informațiile de care dispune și care sunt prevăzute către lege pentru a elabora proiectul de hotărâre cu privire la organizarea secțiilor de votare peste hotarele țării,
Și vreau să confirm că astăzi dimineață, în adresa CEC-ului, a parvenit scrisoarea semnată de către ministrul afacerilor externe, domnul Aurel Cecoi, prin care ne-a prezentat proiectul, un prim proiect de secții de votare, care urmează a fi deschise peste votare, conform poziției ministerului. Precum și argumentarea financiară și argumentarea logistică a acestor acțiuni care urmează a fi întreprinse. Printre provocările care urmează să le atenționăm, reprezintă evident că asigurarea financiară a procesului, acest lucru la fel este consemnat în scrisoarea la care am făcut referință, și în cazul birourilor electorale constituite peste hotarele țării, președintele este desemnat de către șeful misiunii diplomatice, șeful oficiului consular sau al personalului altor instituții ale serviciului diplomatic sau la propunerea CEC din registrul funcționarilor electorali cu avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Ceilalți 6 sau 10 membri ai biroului sunt desemnați de către partidele politice reprezentate în Parlament, câte unul fiind desemnat de fiecare partid. Dacă numărul persoanelor propuse de către partidele este insuficient, birourile electorale sunt completate de către CEC din registrul funcționarilor electorali cu avizul Ministerului de Externe. Și în acest context susțin apelul Ministerului de Externe privind implicarea cetățenilor care se află în diaspora pentru a figura în calitate de membri ai birourilor electorale ai secției de votare pe bază voluntară, pro bono, pentru a lucra și a fi în calitate de persoane, de funcționari și a depune tot efortul pentru ca lucrurile să stea foarte bine și să fie transparente în cadrul secțiilor de votare. Cât privește dotarea logistică a secțiilor de votare, trebuie să menționăm că situația pe moment este complicată în condițiile pandemiei provocate de către virusul COVID-19, dar experiența alegerilor prezidențiale ne face să fim siguri că implicarea și responsabilitatea colegilor din cadrul Ministerului, Afacerilor Externe și a misiunilor diplomatice va asigura o bună organizare a procesului. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru platforma de comunicare și discuții creată de către Minister și ocazia de a furniza date relevante și din prima sursă către alegători, către organele statului. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, stimate domnule președinte. Vreau să întreb colegii care asistă la această conferință de presă, domnul secretar general la Comisiei Electorale Centrale, dacă vreți să adăugați ceva, sau stimate domnule secretar general al Ministerului, dacă vreți să mai adăugați ceva. Bine. Domnul Vodă. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Stimați colegi și reprezentanți ai mass media, începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. După cum am menționat, vom avea întrebări din offline, cei care sunt prezenți aici în sala de conferință a Ministerului de Externe, și online. Începem conferința noastră de presă cu întrebarea colegii de la TV8, Mihaela Dicusar. Mihaela, te rog. Domnule Ciocui, ați vorbit de suma de 5,5 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din diaspora. Vrem să vă întrebăm de unde ați luat această sumă și dacă ați putea să ne spuneți estimativ cât costă o secție în străinătate. Este suma estimativă, aproximativă, după evaluările făcute nu foarte exact bănuț la bănuț. Pentru că atâta timp cât nu cunoaștem exact cu certitudine care va fi numărul secțiilor de votare care Comisia Electorală Centrală le va aproba pentru străinătate, atâta timp nu putem estima cu maximă precizie cheltuielile care le va suporta Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru că, după cum vă amintiți, noi am declarat că Ministerul va fi capabil să preia costurile pentru votul din afară. În ceea ce privește cheltuielile sau costurile estimative per secție de votare, aș ruga colegul meu, domnul Eugeniu Revenco, să vină cu precizări la acest aspect. Deci, mulțumesc pentru întrebare. Precizările sunt, deci, organizate. Noi nu avem costuri exacte per secție de votare, pentru că costurile variază. Noi avem secții de votare care sunt organizate în ambasade,
unde nu plătim sedii. Noi avem secții de votare care sunt, sau spații care sunt puse la dispoziție de către autoritățile locale sau alte modalități care fac costurile zero pentru chirii. Acolo unde este chirii, costurile variază de la țară la țară. Avem costurile de expediere, deci logistica expedierii, unde este cu poșta rapidă, unde facem noi cu resursele noastre pe terestru. Iarăși, este variație de preț. Și sunt alte cheltuieli care țin de costurile, să spunem, a biroului electoral. Dacă vin oamenii de parte, nu vin, sunt oameni locali, etc. Și plus sunt costuri de materiale consumante care sunt. De ce nu putem da un cost exact pentru o secție de votare? Noi am reușit din aceea că am avut două tururi, acum avem un singur tur. Am aplicat coeficienți de micșorare și am ieșit la o sumă care nu ne se pare rezonabil, care am putea să ne isprăvim. În cazul în care numărul va crește, comparativ cu cel estimativ care am discutat orientativ cu Comisia Electorală Centrală înainte de a porni acest proces, noi vom revedea bugetul, costurile, pentru că deja am început discuțiile cu ambasada și colectăm informații, deci noi suntem, cumva, colectăm informații avansate. Avem niște idei, dar ele acum sunt prea crude pentru a fi discutate în public și, în primul rând, pentru că noi încă nu am examinat minuțios fiecare propunere și, într-al doilea rând, pentru că noi nu avem numărul de secții agreate, aprobate de către Comisia Electorală Centrală. Domnule Ciocoi, ați spus că în diaspora vom avea cel puțin mai multe secții decât la alegerile prezidențiale. Admiteți faptul că vom avea mai puține secții în țară atunci? Sau? Pentru că bănuiesc că factorul financiar nu este nelimitat. Nu sunt în drept să vă pronunț vis-a-vis de numărul secțiilor de votare în țară, dar în ceea ce privește numărul secțiilor de votare peste votare, repet, noi pledăm pentru menținerea acel puțin aceluiași număr de secții de votare care a fost în turul 2 a alegerilor prezidențiale din noiembrie. Totodată, reieșind din experiența care a fost în turul 2 al alegerilor prezidențiale din noiembrie anul trecut, analizând dificultățile cu care s-au confruntat misiunile noastre diplomatice în organizarea și desfășurarea scrutinului prezidențial, venim cu anumite sugestii către Comisia Electorală Centrală pentru a fi luate în calcul la momentul aprobării cifrei finale a secțiilor de votare care urmează a fi deschise în afara țării pentru scrutinul anticipat al parlamentarilor din 11 iulie. Asta este la ora actuală. Deci noi pledăm pentru cel puțin menținerea aceluiași număr de secții de votare care a fost la prezidențiale, dacă nu mă înșel, este vorba de 139 de secții de votare. Totodată noi am prezentat întregul pachet Comisiei Electorale Centrale, unde sunt incluse recomandările misiunilor noastre diplomatice în rezultatul sau în urma analizei dificultăților cu care s-au confruntat la prezidențiale din noiembrie 2020. Prin urmare, am fi recunoscători membrilor Comisiei Electorale Centrale să examineze cu atenție materialele furnizate astăzi dimineața către președintele Comisiei Electorale Centrale și distinșii membri ai CEC-ului vor lua decizia finală în ceea ce privește numărul exact al secțiilor de votare care urmează să fie deschise peste votare. Mulțumim frumos. Preluăm o întrebare din online. Întrebarea vine de la Cristian Jordan, Replica Media. La prezidențialele din anul 2020 au fost deschise multe secții în Rusia. În majoritate, prezența a fost foarte scăzută. S-a luat asta în calcul acum în avizul pe care Ministerul l-a transmis Comisiei Electorale Centrale și pentru Comisia Electorală Centrală, întrebarea este dacă se va examina diminuarea secțiilor de votare. Domnule Ministru, domnule Civil, vă rog. Eu aș transfera răspunsul la această întrebare către domnul Redenco, vă rog. În această propunere, care a fost transmisă către Comisia Electorală Centrală, este un număr de secții de votare ușor mai mare decât a fost propus în scrutinul precedent,
și pentru că sugestia ambasadei este inclusiv de a realoca geografic amplasarea acestora în orașul Moscova și regiunea Moscova. Cât privește pragul de jos, minimal, noi nu avem în ziua de astăzi un indicator foarte clar de la cât în sus să se meargă. De aceea, întrebarea probabil va fi, este cazul să fie discutată, noi am formulat și așa o întrebare către CEC, dar subiectul încă nu ne privește cu privire la micșorare. Poate fi cazul, nu doar în Rusia unde s-a votat, în anumite secții mai mult, mai puțin, poate este cazul și în alte părți să fie revăzută lista. Dar pentru moment noi nu suntem în măsură să ne pronunțăm privind micșorarea secțiilor de votare. Mulțumesc! O să intervin eu cu un răspuns. Am explicat anterior că pentru a calcula numărul de secții de votare pentru fiecare țară, deci urmează să analizăm și criteriile pe care le-am enunțat, iar criteriile de bază sunt, deci, numărul de alegători care au votat la scrutinul anterior, național, și numărul de persoane care locuiesc efectiv în acea localitate sau țară, conform datelor prezentate de către Ministerul Afacerilor Externe, în comun cu înregistrarea prealabilă. Deci vom analiza acești indicatori și vom evalua formula pentru a calcula un potențial număr de secții votare pentru fiecare țară, inclusiv pentru Rusia. De aceea nu suntem gata momentan să vorbim dacă vom recurge la micșorări, la micșorări sau la măriri. Vedem că lista propusă de către Ministerul de Externe este o listă de extindere a numărului și vom vedea unde și cum putem să realizăm această propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Continuăm cu reporterii din sală. Domnul Alexandru Albu, Moldova 1. Domnule Cimil, vreau să vă întreb dacă aveți un număr aproximativ de secții de vot care vor fi deschise peste hotare și dacă se admite posibilitatea de a mări numărul de buletine de vot. Pentru că anul trecut, deși am avut un număr record de alegători care au venit la secții de vot, nu s-au ajuns buletine. Și ce se va întreprinde ca să nu ajungem în aceeași situație? Momentan nu avem o listă exactă pentru secțiile de votare peste hotare, deci noi abia în ziua de mâine inclusiv așteptăm încheierea procedurii de înregistrări prealabile și numai după ce vom avea o cifră exactă și pentru acest indice, vom realiza sau vom începe estimările la propriu. Cât privește numărul de buletin de vot, vom asigura pentru diaspora unde știm că se votează, deci, masiv, precum am făcut și în alegerile prezidențiale cu un număr maxim de buletine și mă refer la 5.000 de buletine. Puteți să verificați statistica și hotărârile CEC și o să vedeți că în majoritatea, deci, secțiilor de votare au fost expediate anume un număr maxim de buletine. Ca să fie rezolvată problema consumului de vreme sau timpuriu a buletinilor, cred că trebuie să reformatăm geografia secției de votare și, după cum a menționat și domnul prim-ministru, trebuie să venim cu multiplicarea sau cu sporirea secției de votare în zonele unde s-au consumat buletinele și în zonele unde s-au anunțat micșorarea zilei de timpului de vot. Deci avem anumite criterii la care urmează să ne gândim și să le aplicăm la elaborarea proiectului de hotărâre în acest sens. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să completez răspunsul. Biroul electoral al unei secții de votare nu este flexibil, deci este un număr limitat de persoane. Acest număr este exact același care deservește o secție de votare în Republica Moldova. Doar că, din punct de vedere legal, o secție de peste hotare are, spunem așa, grijă de 5.000 de buletine de vot, comparativ cu 3.000 în țară. Deci mărirea Ministerului de Externe este categoric împotrivă măririi numărului de buletine de vot per secție, pentru că asta face lucrul oamenilor
foarte, foarte dificil. Deci, practic, se dublează volumul de alegători pentru o singură secție de votare. Și asta poate duce la o oboseală, înainte de vreme, micșorarea atenției, instabilități emoționale. Noi, de altfel, am și formulat acest lucru către în alte avize formale care au fost solicitate pe parcursul anului acesta și anului trecut. Alt element este că noi am vrea ca numărul alegătorilor per secție de votare să fie, peste hotare să fie ca și în țară, în jur de 3.000. Doar că acest lucru nu cred că va fi posibil. Oricum, o întrebare de reflexie noi am adresat-o și Comisiei Electorale Centrale în acest sens. Mulțumesc! De aia a și fost recomandarea formulată din partea multor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova adresată centralei și ulterior readresată de către centrală, către Comisia Electorală Centrală, ca să ia în calcul posibilitatea dublării secțiilor de votare la acele secții de votare unde experiența scrutinului prezidențial din noiembrie trecut a demonstrat că au fost mai mult de 5.000 de oameni prezenți la, sau care și-au exprimat dorința de a vota și unde numărul maxim de 5.000 de buletine de vot au fost epuizate mult înainte de încheierea oficială a programului de lucru a secției de votare. Prin urmare, aceste recomandări urmează să fie luate în calcul și de către colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale. Mulțumim. Trecem la întrebările din online. Ziarul Național, Raisa Lozinski, întreabă dacă vorbitorul ar putea spune o cifră estimativă a secțiilor de vot propuse la această etapă pentru a fi deschise, în ce state sunt schimbări majore față de alegerile din toamna trecută și dacă au fost identificate resurse financiare pentru a acoperi toate necesitățile organizării și desfășurării scrutinului din 11 iulie în votul în străinătate. Cifra mai puțină de care nu putem discuta este menținerea aceluiași număr de secții de votare peste hotare care a fost în cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial din noiembrie anul trecut, 139 secții de votare. Însă, repet, urmează ca Comisia Electorală Centrală să decidă finalmente numărul exact al secțiilor de votare care Ministerul Afacerilor Externe va fi obligat să le asigure peste hotarele țării. Evident, luând în considerație acele recomandări care au fost transmise astăzi către CEC, recomandări, repet, formulate de către colegii noștri din cadrul misiunilor diplomatice și consulare, care s-au confruntat nemijlocit la direct cu problemele din scrutinul prezidențial din noiembrie trecut. În ceea ce privește costurile, deja s-a vorbit un pic mai devreme, urmează ca costurile finale ale scrutinului să fie peste hotare, să fie estimat la în funcție de numărul exact aprobat de secții de votare, aprobat de către Comisia Electorală Centrală. Doar în cazul ăsta noi vom ști exact care sunt costurile scrutinului peste hotare. Mulțumim. Revenim în sala de conferințe. Reporter de la Canal 2, Victoria Pădure, vă rog. Domnule Cimil, vrem să vă întrebăm prin ce se deosebesc actualele alegeri de precedentele atunci când au fost organizate. Vorbim de organizarea în diasporă și care sunt activitățile autorităților moldovene în acest sens. M-am străduit ca în raportul meu să scot în evidență acele activități care sunt caracteristice organizării unui scrutin parlamentar. Și am și menționat acele activități pe care le-am efectuat și urmează să le efectuăm conform programului calendaristic. Deosebirea l-aș vedea în primul rând prin crearea unui consiliu electoral distinct care va gestiona, care a fost deja creat și va gestiona alegeri de peste hotare, precum și anumite atribuții, deci speciale ce țin de activitatea de gestionarea procesul electoral pentru prezidențiale, mă refer la participarea unui număr mai mare de concurenți electorali, care pe moment sunt 6 înregistrați și urmează să examinăm în ziua de azi, în ziua de mâine și urmări a depunerii cererilor respective. Deci, diferențe mari la organizare propriu-zisă nu sunt, doar cu aceste particularități care rezultă din prevederile legale.
Mulțumim frumos. O întrebare de precizare pentru doamna Pădure, vă rog. Fapt de precizare, vreau să întreb pe domnul Ciocoș și pe domnul Cimil, cum vor fi organizate alegerile anticipate în stânga Nistrului și de cine depinde accesul partidelor în această regiune și ce pot face autoritățile de la Chișinău pentru a facilita campania electorală. Haideți în start să fac o mică remarcă. Stânga Nistrului este teritoriul al Republicii Moldova. Noi suntem aici la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Prin urmare, noi gestionăm doar votul în afara hotarelor internațional recunoscute ale Republicii Moldova. Prin urmare, consider că este per se întrebarea adresată în totalitate domnului președinte Cimil. Da, vă mulțumesc pentru cetățenii noștri care locuiesc în stânga Nistrului. La fel avem o prevedere legală inserată în codul electoral cu referință la articolul 32 și la fel sunt condiții pentru organizarea numărului de secții de votare pentru aceste persoane. Sunt la fel criterii privind înregistrarea prealabilă și avem deja un anumit număr de înregistrare prealabilă. Deci sunt numărul de persoane care au votat la ultimul scrutin pe care îl avem din cadrul alegerilor anterioare, precum și deci numărul de persoane cărora le-a fost perfectat actele pentru vot, mă refer la buletinul de cetățean. Toate aceste informații urmează să fie procesate, ținând cont de faptul și de acordul localităților privind acordarea sediilor pentru organizarea secțiilor de votare pentru acești distincte de secțiile de votare pentru cetățenii care locuiesc în dreapta deci Nistrului. Toate aceste circunstanțe se evaluează și se decide privitor la numărul de secții care vor fi deschise și pentru cetățenii noștri care locuiesc în stânga Nistrului. Vă mulțumesc! Eu, după câte am înțeles, totuși întrebarea a fost cu privire la accesul concurenților electorale. Exact, cum ar putea fi facilitat. Bine, nu este o noutate. Situația în care suntem la ziua de astăzi este din momentul independenței până în ziua de astăzi. La moment, acest segment de teritoriu este în afara controlului autorităților constituționale a Republicii Moldova. Intrarea pe acest teritoriu este reglementat de acele acorduri stabilite de comun acord de către părți. Atâta timp cât avem o listă exactă de alegători, în jur de 238.000 de alegători, care îi cunoaștem nominal, care sunt acolo, noi avem obligația să le asigurăm, posibilitatea lor de a-și exprima dreptul la vot. Pe partea de efectuare a agitației electorale este similar ca și cu agitația pentru cetățenii noștri care se află peste hotarele țării. Acum, în situație de pandemie, dacă dețineți doar pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, de fapt, dumneavoastră nu aveți posibilitatea să circulați în lume, să faceți întâlniri cu alegătorii peste hotarele Republicii Moldova și să vă exprimați opinia tet-a-tet. La asta recurg partidele politice la mijloace online, la rețelele de socializare sau alte modalități de comunicare. Își mai au reprezentanți sau sănători în teritoriu care își exprimă opinia. Este o situație absolut identică, cât pentru un segment, atât și pentru altul. Nu este prima campanie electorală când s-a efectuat, vedem o creștere sporită a alegătorilor în fiecare an, atât peste hotare, cât și pe segmentul transnistrian, deci totuși înțelegem că implicarea cetățenilor noștri în viața politică aduce roade și sporește într-un fel și calitatea procesului electoral. Pentru noi este important să putem să asigurăm dreptul cetățeanului de a alege. Partea de agitație este preocuparea nemijlocită a concurenților electorale. Fiecare își alege modalitatea după cum o consideră necesar. În orice caz, condițiile de acces pe acel segment sunt egale absolut pentru toți. Egalitatea accesului asigură și egalitatea șanselor acestora în scurt timp. Vă mulțumesc. În continuare este o întrebare legată dacă s-a propus anterior în discuții mai ce cu organizarea votului în două zile sau metode de vot alternativ. Dacă pot fi făcute precizări la acest subiect. Da, deci au fost făcute propuneri cel puțin de a testa metode alternative de vot în ceea ce privește două sau câteva zile pentru alegerile atât în interiorul țării cât și peste hotare.
La fel au fost elaborate și concepții de implementare a votului electronic, doar că toate aceste propuneri nu și-au regăsit expresie în anumite legi care ar sta la baza organizării scrutinului și ținem să dezvoltăm aceste tehnologii, aceste metode alternative de vot pentru următoarele scrutine. Cu părere de rău, pentru acest scrutin, aplicarea acestora nu pot fi realizate. Vă mulțumesc. Dar este și o prevedere legală care interzice modificarea în codul electoral cu 6 luni înainte de exercițiu electoral. Sunt reglementările Comisiei de la Veneție și avem și practică de la Curtea Constituțională a Republicii Moldova care stabilește aceste normative, cum n-ar fi, fără o voință politică, orice modalitate alternativă de vot și are riscurile sale. Ieri am avut și o delegație de deputați europarlamentari. A fost cazuri când, după ce se totalizau voturile, au întârziat scrisorile cu exprimarea votului în statul polon. Aceeași situație a fost câteva mii de voturi au întârziat în România. Pe același criterii a fost declarate neconstituționale alegerile în statul austriac. De aceea, analizând o anumită modalitate alternativă de vot, trebuie să fie luate în calcul mai multe riscuri. Dacă vorbim de votul electronic, așa are riscurile sale, dar atunci când se va procede la o metodă alternativă, asta urmează să fie supusă unor dezbateri publice. Orice modalitate nouă de vot, fără o susținere din partea societății sau o recunoaștere a acesteia, va fi egală cu zero ca efect atât juridic cât și social. Au mai fost recepționate și alte întrebări de la colegii de la Ziarul de Gardă, dar au fost răspunse de către vorbitori în cadrul intervențiilor de mai devreme. Dacă colegii din sala de conferințe nu mai au alte întrebări, vă rog, TV8, Mihaela Dicusar. Am întrebări la alte subiecte deja, dacă nu vă supărați, domnule Ciocoi. Da, recent Igor Dodon a criticat semnătura dumneavoastră pe memorandumul trio asociat de la Kiev. Dumnealui s-a întrebat de unde a venit această indicație și a precizat că actul va fi anulat. Vrem să vă întrebăm cum vedeți această reacție din partea unei persoane care nu deține absolut nicio funcție în stat și dacă actul va fi anulat. Vă rog. Dacă frumos, dacă ține de subiectul conferinței. Foarte repede, o altă întrebare nu ține de subiect. Totuși, care este atitudinea guvernului de la Chișinău pe marginea reținerii redactorului și activistului civic de la Minsk? Ați văzut în comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe. Mă scuzați, ați văzut ieri comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la acest subiect? Evident că ne-am exprimat îngrijorarea. Și în mod tradițional, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cheamă partenerii internaționali și întreaga comunitate internațională să respecte cu maximă strictețe normele și cadrul dreptului internațional, indiferent la care acțiune se referă. Inclusiv în acest caz specific care s-a întâmplat la Minsk cu avionul companiei Ryanair. Vă rog încă o ultimă întrebare. Domnule Ciocoi, drumarii se arată nemulțumiți și de faptul că introducerea standelor europene pentru producerea asfaltului blochează reabilitarea drumurilor. Aici răspunsul e foarte scurt și foarte dur. Drumarii se uită foarte atent când a fost aprobată hotărârea de guvern privind trecerea la standardele europene în materialele de construcții. Și întrebarea care o pun eu, de ce companiile de construcții s-au conformat? Pentru că nimeni din constructori nu contestă acest act. 2016 a fost aprobată hotărârea de guvern. Deja suntem în cât? În 2021. Oare 5 ani n-au fost suficienți pentru a se conforma standardelor europene? Nu vi se pare că e un joc sau o lobare masivă sau o presiune masivă asupra guvernului pentru a întreprinde acțiuni ilegale, pentru că ultima prolongare sau ultimul moratoriu pe intrarea în vigoare a standardelor europene a expirat
în data de 31 decembrie 2020. Repet, o hotărâre de guvern care a fost aprobată de către un guvern cu mandat deplin. Dar avem acreditate laboratoare specializate în acest sens? Companii care sunt gata să efectueze lucrări cu noile standarde de asfalt sunt deja suficiente cu acreditările și cu certificatele obținute. Dar drumurile așa, cum au fost proaste, așa și rămân. Asta e o chestiune de organizare și de management al acestor companii sau a autorităților care sunt responsabile de demararea reparațiilor traseilor corespunzătoare. Atât. 6 ani, mi se pare timp mai mult, 5 ani, pardon. 5 ani mi se pare un timp mai mult decât suficient pentru a se conforma la standardele europene aprobate, repet, prin hotărârea de guvern care a fost adoptată în 2016. Nu știu de ce, doar drumarii se revoltă. Stimați colegi, reprezentanți ai mass media, inclusiv cei care ne urmăresc online, în cazul în care aveți și alte întrebări care nu sunt legate de tema conferinței de presă, vă invităm să le adresați Serviciului de Presă a Guvernului sau, dacă este în competența Ministerului de Externe, Biroului de Presă al MAIE. Domnule prim-ministru interimar, stimate domnule președinte a Comisiei Electorale Centrale, acestea fiind spuse, conferința de presă de astăzi, dedicată alegerilor parlamentare anticipate, procesul organizatoric privind votul în străinătate, este încheiată. Mulțumim colegilor din sală și cei care ne-au urmărit online pentru prezența și întrebările adresate. Reamintim cu această ocazie că atât Ministerul de Externe, cât și Comisia Electorală Centrală va actualiza informația oficială pe platformele alegator.md, cec.md și mfa.gov.md. Un anunț din partea noastră, misiunile diplomatice și oficiile consulare, de asemenea, vor furniza atât pe paginile Facebook cât și pe paginile web toate detaliile privind procesul organizatoric al votului în străinătate. Vă mulțumim!